V-ați pregătit pentru Crăciun? Ca de obicei. Ați terminat pregătirile, cumpărăturile? Aproape. Acasă cu soția. Ca pensionarii. Moș Crăciun vine la nepoți? A venit și vine în continuare. Mulțumim, sărbători fericite! Cu multă plăcere! V-ați pregătit de Crăciun? Da, da. Ați făcut cumpărăturile? Da, și cumpărăturile. Acum, pe ultima sută, mai cumpărăm câte ceva. Unde petreceți Crăciunul? Acasă, în familie, cu cei dragi. Moșul vine diseară? Sperăm că vine. Am fost cu minți, așa că să sperăm că va fi darnic. Mulțumim frumos! Sărbători fericite și dumneavoastră, toate cele bune! V-ați pregătit de Crăciun? Puțin, ca să fiu sincer, așa cum am putut. Mai aveți de făcut cumpărături? Cumpărăturile cred că le-am terminat, așa, în mare, tot ce îmi trebuie. Sunt singură și atunci nu-mi trebuie prea multe. Sunt gata și cozonacii și tot, sarmalele? Și tortul, sarmalele și toate celelalte. Mulțumim, sărbători fericite! Și dumneavoastră la fel, Doamne ajută! V-ați pregătit pentru Crăciun? Da. Gata cumpărăturile? Le-am luat, dar am mai luat câte ceva, că așa trebuie să mai luăm, câte ceva ne mai aducem aminte că... Ce am uitat. Da. Unde petreceți Crăciunul? Acasă, în familie. Crăciunul cam așa se face. Cu acasă, cu copii, cu... Vine moșul la nepoți? Deja a venit de nu știu câte ori. Și-au luat lor. Așa trebuie, copiii să se bucure. Mulțumim. Sărbători fericite la toți. Ați făcut toate pregătirile? Da, toate pregătirile le-am făcut. Cumpărături mai aveți? Mai avem, da, ceva pe ultima sută de metri și foarte puțin. Unde faceți Crăciunul? În familie. Și moșul vine diseară? Normal. Mulțumim, sărbători fericite! Mulțumesc și eu, o zi bună și sărbători fericite!